ceva? Bucuroși de oaspeți? Bucuroși în brațe. Doamna Iana, venim la dumneavoastră cu urări de bine, căci anume astăzi, în această zi frumoasă de primăvară, vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Uitați-vă că chiar și cerurile și-au strâns toate puterile și au trimis pe pământ mii de raze aurii dătătoare de viață. Nouă, muritorilor de rând, nu ne rămâne decât să vă dorim multă, multă sănătate. Aici, în casa dumneavoastră, să domnească dragostea, pacea, compasiunea, să fiți întotdeauna înconjurată de oameni buni, de prieteni adevărați, să vă bucurați de toate realizările copilașilor dumneavoastră, să le fiți alături când vor avea succese și să le dați un număr de ajutor atunci când vor avea nevoie. Și cu părere de rău, noi oamenii nu avem putere să dăm zile vieții, de aceea dumneavoastră vă dorim să dați viață fiecare zi trăite, ziua de mâine să fie chiar mai frumoasă ca aceasta de azi și fie ca cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă, iar Bunul Dumnezeu să fie întotdeauna alături. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare: cum credeți cine a solicitat felicitarea? Soțul. Haideți să vedem! Țineți această tortă pentru masă de sărbătoare. Uitați-vă, ăștia trandafiri doresc să-i înmulțiți măcar la 3. Încă? O șase de mulți, da? Nu i-am via. Aveți? Uite că și eu îi dau, mămică. O șampanie, dacă îmi permiteți. Ții, da? Hai, ții. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Scumpa și iubita mea, în galaxia vieții azi ridici încă o stea. Fie ca ea să lumineze și mai frumos decât celelalte. Vreau să-ți spun că te iubesc și că sunt gata să aduc toată lumea la picioarele tale. Îți mulțumesc că mi-ai dăruit doi feciorași. Îți mulțumesc că mă aștepți cu căldură și iubire atunci când vin acasă. Îi mulțumesc destinului pentru că mi te-a dat. În fiecare zi vreau să-ți văd zâmbetul, să-ți admir profunzimea ochilor și să înțeleg că dragostea mea este reciprocă. De ziua ta vreau să-ți amintesc că această lume este mai frumoasă și mai bună doar datorită ție. Ai un caracter minunat și o frumusețe extraordinară. Precum o floare rară, îmi încânți ochii. Îți doresc, în orice împrejurim, să-ți păstrezi calmul, să ai alături doar oameni sinceri, să primești complimente zilnic, să obții ceea ce ți-ai propus, iar eu voi avea grijă să te susțin în toate. Lasă razele de bucurie să pătrundă în casa noastră, melodia fericirii să răsune în viața ta, iar lumina zâmbetului tău să-ți ghideze calea spre orice succes. Să nu afli niciodată ce înseamnă disperare și trădare, să zbor cu încredere pe aripile iubirii, iar norocul să te viziteze chiar și în vise. Îți doresc o galaxie plină de iubire, în care să pătrunde universul infinit al fericirii, alcătuit de miliarde de stele strălucitoare ale momentelor plăcute din viață, să fie completate cu meteoriți de succes, iar bunăstarea să întreacă orice limite. Îți urez o zi de naștere fericită, bucurie și succese fără întrerupere, fericire sinceră și dragoste neîncetată. Vă iubesc pe toți enorm! La mulți ani îți spun cu drag și îți doresc ca în viața asta să ai bucuria în prag, să nu simți ce e năpasta, cât mai multe primăveri și un zâmbet ce încântă, zile mai bune ca ieri, să nu ai inima frântă, toate bune ca acum să fie doar lângă tine, peste tot în al tău drum, oriunde vei fi în lume, cu un la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vine iubitul soț Mihail și feciorașii Artur și Antonio. Felicitări dumneavoastră! Știți, doamna Iana, cred că prin intermediul nostru este și dumnealui, aici, acasă, încă dumneavoastră. Puteți să-i transmiteți un mic mesaj? Mulțumesc foarte mult! Neașteptat! Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, o sărbătoare pe cinste, la mulți ani!